Nu e departe de mâncarea de câine? Mi-au clonat cardul de Revolut, cel de metal, așa că a trebuit să-l anulez. Și a început să mă bată pe scooter. Bucățica în acțiune vă salută pentru ultima oară din Ubud, Bali, din balconul nostru. Astăzi plecăm spre aeroport, dar nu plecăm astăzi din Bali. Mai stăm o noapte, iar mâine la prima oră avem zbor spre Kuala Lumpur. Așa arată bucătăria în care Bucățică a gătit mâncăruri delicioase, privind afară. Uitați ce priveliște, câmpurile de orez. Acum sunt în ultimul stadiu înainte de plantare. Iar aici am mâncat mâncăurile delicioase pe care Bucățică le-a pregătit. Aici am dormit noi foarte bine, foarte confortabil, n-am avut nevoie de aer condiționat, a fost perfect. Iar aici am făcut duș în timp ce ne ploua în cap. A fost foarte tare, oricum o experiență minunată, timp de o lună de zile. Să mergem! Thank you so much! Goodbye, AC! Cățelul nostru, ce frumos! We will recommend to our friends. Yeah, thank you. Thank you so much! Thank you very much! Thank you. Yeah. Bye! Cu scooterul Yamaha N-Max, care ne-a costat 1.200.000 pentru o lună. Ce afacere! Trebuie să-l predăm în centrul Budului, după care luăm autobuzul și mergem în Denpasar, unde o să dormim ultima noapte. Uitați, aici ne-am spălat noi rupul în fiecare zi. Bye! Bye! Yes. Yes, we leave. Thank you so much. Thank you so much. Ultima oară pe acest drum. Dar n-a ști cum e, nu se știe niciodată. Poate revenim. Niciodată nu zicem nu sau că e ultima oară. E ultima oară anul ăsta? Da, a fost frumos. Ce să mai, vegetația super. Cu mâncarea a fost așa acceptabil, oricum mult mai bine decât în Vietnam. Hi. How are you? It's yours. Thank you so much. Yeah. Thank you. Thank you so much. Nu eram lămurit exact cum se plătește autobuzul. L-am întrebat pe șofer și a zis că este gratuit. O să mergem până în Ubung și de acolo ne hotărâm. Ori încercăm să luăm un autobuz spre aeroport, ori să luăm un Gojek. Să ne ducă direct la cazare, care este lângă aeroport. După o oră de mers cu autobuzul, am ajuns aici, în terminalul Ubung. Acum facem check-in-ul, așa că nu uitați să vă abonați la canalul Bucățică în acțiune și să porniți notificările. Hai să vedem camera. Am crezut că era... Oh, ce rece! Am intrat în cameră, aer condiționat funcționează. Patul pare ok, e curat, așa că pentru ultima oară în Bali m-am instalat. Poftiți pe balcon. Avem două scaune și o măsuță. O strumieră care o să dau într-o parte pe miroase. Niște verdeață, un palmier. Ca să ne luăm la revedere de la palmier, cum se cuvine, o să-mi lipsească. Ei, palmierul. Jos se poate observa o piscină. E destul de curată. Pe această cameră am dat 215.000 de rupii. Asta înseamnă undeva la 70 de lei. Mie îmi place, sunt mulțumit.
Acest hotel are și generator, pentru că aici este o pană de curent momentan, dar noi avem curent. Așa că, thumbs up! Și pentru că nu am să fac diving în piscină, o să fac în pat. E moale, e confortabil. Dacă făceam asta în Vietnam, îmi rupeam sigur oasele. Da, o să stăm bine aici. Știți ce n-am mai mâncat de mult? Pizza! Așa că am luat pizza de la Domino. Am luat o pizza Mezza, se numește, și Ultimate Cheese Melt. Sper că am zis bine, nu contează, una e cu brânză și una e cu cărniță. Oh, dacă știți cum e roșie, trebuie să o mâncăm că se răcește. Miroase foarte bine. Blatul e cam grosuț. Are niște mălai pe el. E ok, Agus. Hai mai mozzarella. Un cașcaval ceva. Și brânză din aceea topită de mac and cheese. Adică acea brânză tip cheddar, care se găsește și la noi în România, în feliuțele acelea. E foarte, foarte sărată, din păcate. Și are niște verdețuri din astea uscate. Cred că e un fel de busuioc uscat. Ați văzut cum arată? Arată ca și cum are bobița de câini pe ea. Ham, ham. Asta nu-mi place deloc cum arată. Are o feliuță de salam. N-am mai mâncat salam de mult, de mult. Nu e bun deloc salamul ăsta. Are foarte mult gust de paprika. E foarte sărat. Nu cine știe ce. O feliuță mică, mică, mică de tot de crembuști. Crem, știu eu. Avem și o bobiță de cărniță, care mie mi se pare că e ca o mâncare de câine. Nu e departe de mâncare de câine. N-am mâncat, dar are un miros din acela de când desfaci plicul de la pedigree și dai la cățel. E un miros anume. E același condiment că îl pune și în cărnița asta. Mai avem și o bucățică de șuncă de Praga. Da, mezelurile sunt teribile. Miroase pinișor. Are o pastă de tomate. Care, sinceră să fiu, nu e chiar cine știe ce. Un pic de cașcaval aruncat acolo. Un pic de busuioc uscat. Și cam atât. Platul e pufos, dar foarte, foarte sărat. Pizza aceasta nu e deloc apetisantă, cu toate tipurile astea de conglomerat de carne neidentificată sau neidentificabilă. Cam așa arată pizza de la Domino's. Înăuntru mai sunt două plicuri de chili, pe care astăzi le voi lăsa deoparte. Cred că le va mânca cealaltă bucățică. Cred că n-am fost prea bine inspirați. Noi suntem cam obosiți, așa că o să ne băgăm deja la nani, pentru că la ora 3 trebuie să ne trezim, la 4 să fim în aeroport și să zburăm spre Kuala Lumpur. Bună dimineața! E ora 4:25. Ne vom îndrepta spre aeroport, avem shuttle gratuit, așteptăm să vină șoferul. Din fericire, cei de la hotel au un shuttle gratuit spre aeroport, chiar dacă suntem aici aproape, afară plouă și nu putem să riscăm să ne ude bagajele, care și așa sunt la limită. Am și ajuns la aeroport. Yeah. Da. Mergem să facem check-in-ul.
Suntem în aeroport, am trecut de toate controlele de securitate, ne-am check-in-uit, am scăpat. Noi acum vreau să vă spunem câteva motive pentru care merită să vizitezi Indonezia. Și câteva motive pentru care nu merită să vizitezi această țară. O să începem cu de ce nu să vizitezi Indonezia, ca să terminăm așa, într-o manieră mai pozitivă. Cel mai grav lucru care s-a întâmplat este că mi-au clonat cardul de Revolut, cel de metal, așa că a trebuit să-l anulez. Problema aici este că tot timpul când ai cardul să plătești ceva, ei îți bagă toate datele alea în calculatoarele lor, se uită la toate numerele, au acces la toate informațiile. Și pe parcurs undeva s-a întâmplat să mi-l cloneze, pentru că cineva a încercat să tragă bani în yen japonezi. De două ori. Da. Și așa că trebuie să anulez cardul. Azi noapte bucățica și-a petrecut-o vorbind cu cei de la Revolut pe chat să ne blocheze cardul pentru că e compromis. Din păcate, oamenii în Indonezia nu sunt chiar prea grozavi din punctul nostru de vedere, deși ei îți spun mereu da, 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 la sfârșit va fi nu. Aveți apă caldă, dar nu ai apă caldă. Se eliberează camera, dar nu se eliberează camera. Ce se mai întâmplă? A, camera e cu geam? Da, cum să nu? Nu are geam, nu are nici frigider, nu se trage nici apă la toaletă și de cele mai multe ori se poate întâmpla ca întoi în nopții să fii invadat de niște gândaci, de o familie de gândaci. De aceea, un sfat, niciodată nu vă duceți în Jakarta decât dacă vă permite să dormiți la un hotel de 5 stele. Numărul 2, legat de oameni, este faptul că devin foarte agresivi unii dintre ei, în sensul în care majoritatea supermarketurilor au o mică parcare în față. La unele se plătește parcarea la un nene, la altele nu se plătește. Tu intri la McDonald's, chiar dacă cumperi, chiar dacă nu cumperi card, chiar dacă doar te întorci în parcarea lor, va trebui să plătești. Noi nu am știut acest lucru, am dat să ieșim din parcare, că ne-am gândit de unde, de ce să plătesc parcare la McDonald's, e McDonald's. Nu am văzut niciun nene acolo, dar când am ieșit pe stradă, a sărit dintr-un boschete un nene cu un steag mare și cu un băț. Deci avea un băț lung și un steag roșu și a început să mă bată pe scooter. Vorbesc foarte serios. A luat bățul și cu steagul și a început să-mi dea cu el în casca de la motocicletă. Norocul lui a fost că bucățică era în mișcare, pentru că altfel se putea să ne vedeți la Pro TV. Traficul în această țară, cel puțin în orașele în care am fost noi, este îngrozitor. Cei cu scutere n-au nicio logică, merg și pe stânga, și pe dreapta, și pe trotuar, foarte dezordonați, nu au răbdare, se bagă mereu în față, chiar dacă ei n-au unde se bage, ei se îndeasă acolo, vin, se bagă, toți merg super aiurea și mi se pare că din toate țările care le-am vizitat în Asia, aici se conduce cel mai prost. Un alt aspect aici, în Indonezia, este curățenia. Nu e deloc ok, nu e deloc salubru pe aici și cel mai rău este mirosul. Aici toată apa care vine de la canalizare miroase a... Vă pun aici un semn de ce miroase. Este tragic, în sensul în care nu poți să te speli pe față cu apa de la ghiuvetă. Nu poți să te speli sub nicio formă pe dinți cu apă de la ghiuvetă și mirosul în orașele mari este groaznic. De aceea, dacă vreți să veniți în Indonezia, eu vă zic cam așa. Vreți să veniți să vedeți ceva frumos? Veniți în Bali, direct în Ubud, duceți-vă, vă relaxați sau vă duceți un pic la mare, în Uluwatu sau unde mai vreți voi, stați la un hotel mai așa. Pentru că nu cred că o să vă placă în Jakarta, sub nicio formă nu vă opriți în Jakarta. O să vreți să plângeți și să fugiți înapoi acasă, o să ziceți că nu mai călătoriți niciodată. Mâncarea în Indonezia este așa și așa. Pot să spun că cel mai bine am mâncat în Surabaya și în Probolinggo. Jakarta este no-go pentru mâncare, până și cea de la mall e groaznică. Nu o să vă placă, o să fie cam greu până vă obișnuiți cu gusturile lor. Iar după ceva timp, oricât de mult ai iubit orezul, o să te saturi de el. Pozitiv! Să încheiem într-o manieră mai optimistă, o să vă spunem de ce merită să vizitezi Indonezia. 1. Este natura, este superb aici, totul este mereu verde, ai impresia că nu îmbătrânești nici măcar o zi. În fiecare zi totul este în floare, în fruct, e superb.
Și pot să spun că peisajele sunt uimitoare aici. Găsești în această minunată țară vulcani, găsești ocean, mare, este superb. Este foarte, foarte frumoasă această țară și încă un motiv pentru care merită să vizitezi Indonezia este faptul că aici vei găsi niște oameni foarte deosebiți din alte colțuri ale lumii cu care te vei împrieteni. Astăzi zburăm cu Air Asia. Ne-am îmbarcat în avion și ne pregătim să decolăm. La revedere, Indonezia! Dar niciodată cu avionul. Dacă vreți să știți cum am ajuns în Kuala Lumpur data trecută, va trebui să intrați pe videourile noastre și să vă uitați acolo. Partea cea mai bună aici pentru români este că nu au nevoie de viză. Te duci la immigration, îți spun eu ștampilul în pașaport și ai trecut în Malaezia. E super! Gratis! În Malaezia se trece foarte repede de control de securitate. Îți pune ștampiluța în pașaport, îți ia amprentele și ai trecut rapid. Noi am rezervat un hotel în centrul orașului Kuala Lumpur. Sperăm să fie bun. Acum așteptăm trenul. Mergem spre Bandar Tasik. Pe aceste bilete de tren de la aeroport spre centrul orașului am plătit 37 de ringgit de persoană, ceea ce mi se pare un preț super bun. Aici, în această zonă cu aeroportul, sunt foarte multe plantații de palmieri. I-am văzut din avion și se întind cât vezi cu ochii. Foarte important, când veniți cu trenul special de la aeroport, nu uitați să păstrați biletul, pentru că trebuie scanat la ieșire. Suntem din nou în Kuala Lumpur și din nou la terminalul TBS, pentru că aici este un nod important feroviar, de unde schimbi trenul de la aeroport cu trenurile spre oraș. Acum vreo 4 luni am fost aici în Kuala Lumpur și facem același lucru. Puneam tokenul aici și intram. O să mergem cu metroul ușor de la această stație Bandar Tasik până la stația Plaza Rakit. Sunt 7 stații. Tokenul, nu-l aruncați. Noi o să stăm la Hotel Transit. Suntem lângă autogara Pudu Central. Să sperăm că hotelul arată bine, vi-l vom prezenta imediat. Este ora 12:30 și nu suntem siguri dacă ne lasă să ne check-in. Din păcate, camera nu este gata, avea liberă numai una cu două paturi, iar noi vrem cu un pat mare, queen bed. O să mergem să căutăm ceva de mâncare. Tot pe lângă KL Tower stăm. Și de data asta suntem aproape și de Merdeka. Aceasta este cea mai înaltă clădire din Asia, are peste 600 de metri. Suntem la Royal Bronzer Corner, am mai mâncat aici, acum vreo 4 luni și ceva. Puteți să vă uitați la vlogul meu, o să vi-l pun aici. Thank you so much! Thank you. Ne-am întors special aici, pentru că știm că mâncarea e foarte, foarte bună. Am visat la o supă tom, am vreo 4 luni de zile. Ne-am luat niște creveți, am mai luat un orez din acela prăjit bun de tot și avem aici cel mai bun ceai pe care l-am băut în Asia. Ia uite-ți cât e! De Tarik se numește. Este un ceai foarte bun, ceai negru, dar are o aromă foarte, foarte bună, foarte intensă de ceai.
și este cu lapte condensat înăuntru, dar laptele condensat de aici este mult mai bun față de cel din Indonezia. Ceaiul ăsta e tare delicios, l-am visat de mult. Cât ne-am dorit să mai bem un ceai din ăsta, până am zis o bucățică, când ajungem aici trebuie să ne luăm câte o găleată. Așteptăm mâncarea, suntem happy că ne-am întors în Malaysia, să mâncăm ceva bun. Am aștept să vină mâncarea. Avem supică tom yum cu seafood, adică cu fructe de mare. Supica tom yum este una foarte, foarte iute, așa că dacă ești puțin răcit, scoate toată boala din tine. Înăuntru are creveței și niște calamari, roșii, ghimbir, foaie de lime, citron în gras, alte condimente și, bineînțeles, multă, 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 multă pastă de chili. Înăuntru are și pătrunjel. Să gustăm supica. Este roșiatică, ca focul, adică cum o să mă simt imediat. Când o înghiți, simți cum te înfierbântă în tot corpul. Aroma asta puternică de ghimbir, de chili, de lemongrass, e ceva wow. Frunzele astea de lime care le pun verzi înăuntru, wow. Și bună de tot. Să gustăm și calamarul. După cum se observă, este moale. E gătit perfect, adică doar câteva secunde. Calamarul nu trebuie prea mult lăsat la foc, că se face gumă de mestecat. Uitați crevetele. Creveții de aici sunt foarte dulci. Nasi goreng kampung. Să-l gustăm. Deci arată foarte bine. Înăuntru este pui, ou, legume, file de anșoa. Mai are niște chili. Mai prăjit cu un sos iute, dar și cu un sos dulce pus la urmă. Bă, e foarte iute și bun. Îl mai probez odată cu lingurița. Are și ceapă prăjită în el. Chipsuri de ceapă. Asta e foarte delicios. Gustul ăsta dulce, iute, sărat, cu legumele. Legumele acestea aduc un fel la spanac. Puiul la fel e gătit foarte bine, e fraged, nu e genul ăla iască, e foarte, foarte gustos. Dar se mai servește un fel de supică, care pare a fi făcută din țelină tocată. Supica aceasta are înăuntru țelină, pătrunjel și anason. Este o supică cu gust de anason. Probabil că a fost fiert înainte și puiul. Și e foarte iute. Am nimerit înăuntru niște chili, dar și mai are înăuntru gogonea. Am luat și ayam goreng. Este pui prăjit în tempura. Chiar ne era poftă de așa ceva. Și să-l gustăm. La el ne mai este servit un sos care pare a fi din acela dulce, dar îl vom gusta acum. Să-l necăm bine în sosulețul acesta. Porția a costat 7 lei. Foarte bine. Multă iuțeală azi. Puiul este foarte fraged. Este prăjit într-o tempură foarte gustoasă. Sosul este foarte dulce și mieros. Este ca și cum ai face un sos din miere, pui un pic de apă ca să-l diluezi, apoi pui niște chili acolo iuți și îl lași un pic să absorbă toate aromele. În sfârșit mâncăm și noi bine. Suntem salvați, bucățică. Mm.
ciorbeci sunt delicioși. Proaspăt, bun. Nu sunt moi sau ceva, sunt exact cum trebuie, au consistența care trebuie, sunt dulcegi. Sunt tot așa într-o tempura făcuți. Sosul este același ca cel de dinainte, ușor mieros, cu chili înăuntru, iute și bun. Iar pe această porție de creveți am dat 14 lei, ceea ce mi se pare ok, sunt în jur de vreo 10 creveți, un preț extraordinar. Eu sunt foarte mulțumit, mi-a plăcut mâncarea extraordinar de mult și am așteptat-o de când am plecat din Malaezia, sincer să fiu. Da, mâncarea a fost chiar delicioasă, a costat numai 50 de lei. Un singur punct în minus eu aș da pentru faptul că nu curăță bine creveții, adică nu-i curăță deloc. Le rupe numai capul, dar nu curăță tăpuc intestinul, dar în rest foarte, foarte gustos. M-am cam dezobișnuit de iutele ăsta malaezian, că supica n-a reușit să o dau. Gata, am mâncat, cred că numai 30% din ea, că a fost mult prea iute. Bucățica, am primit camera, stăm la etajul 11, camera 17. A funcționat. Miroase bine, poftim înăuntru. E micuță. Îmi place camera, așa că... m-am instalat din nou în Kuala Lumpur. Nu se vede Kail Tower, dar îmi place că suntem sus. Se vede un panou acolo, se vede turnul Maybank. E ok pentru 3 nopți, mi se pare super ok. Această cameră a costat 95 de lei pe noapte. Să vedem și baia. De când n-am mai văzut cabină de duș. Mare treabă, de asta astea nu prea-mi plac, dar asta e. O, merge și apa. Apa funcționează. Astea sunt periuțe de dinți. Avem și prosoape. Miroase acurat. Miroase foarte bine, foarte curat aici. Pentru prețul ăsta mi se pare extraordinar. Oglinda asta e curată. Nici nu l-am observat. Avem și televizor. Lumină cu efect întârziat. O extra pernă pentru bucățică. Știu că ție îți place. Mulțumesc! Asta e testul patului. E moale, am sărit înapoi. E confortabil. E foarte curat, abia aștept să dorm. Noapte bună!